Doamnelor și domnilor, Octavian Berceanu! Bună seara! Bună seara! Bun venit la noi! Mulțumesc! Ne v-am găsit! Eee, intrăm direct în subiect pentru că... E, cât de gravă e situația cu poluarea acum în România? Destul de gravă! Uh, măsurătorile. Așa de, de la 1 la 10. 10. Undeva la 7. 7? Da, adică se poate mult mai rău. Ok. Undeva la 7, wow. dar uh, viteza cu care creștem în partea asta de poluare e fantastică. Și nu m-aș referi doar la poluarea aerului, ci la poluarea solului, a apelor. Nu avem încă măsurătorii foarte, foarte bune. De asta am întrebat, că dacă suntem pe o scară de la 1 la 10, dacă suntem la 7, deși noi nu prea avem măsurători bune, cred că situația e mai nasoală, nu? Să zicem că e la 7 pentru că a dispărut industria foarte poluantă din perioada comunistă. Ok. Și ne raportăm și un pic la ce a fost. Și dacă ne aducem aminte bine, aveam atunci o industrie care, din punct de vedere al poluării, te de cu noi de pământ. Numai copșa mică. Da. Sau câteva da. da, da industrie. Da. Și din cauza asta, cumva, natura și-a mai revenit. În schimb, a venit partea de consumăm cât putem de mult, okay. ambalaje grămadă aruncate a fără un noroceri. sistem de management al deșeurilor bine pus la punct. Ok. Și. Că acum văd că nu numai gunoaiele noastre, că n-ar fi eu asta o problemă, dar văd că am devenit tomberonul lumii. Mm. Sau al Europei. Descarcă ăștia... E posibil să nu devenim. De ce? Okay. Undeva în 2018, China a stopat importurile de deșeuri. Containerele, ca să ajungă în China, nu mergeau goale, că erau niște cheltuieli destul de mari, plecau cu deșeuri. Să nu plece pe gol, Da. cum să și atunci au început să plece pe plin către noi. E, munca gărzii de mediu împreună cu Poliția de Frontieră e fantastic de mare, multă și nevizibilă. Nimeni nu povestește prea mult despre asta. Că alerg eu pe teren și arăt deșeuri, dar deșeurile importate stau cumva la coadă, la granița țării și așteaptă prin portițe. Și ce facem noi este un fel de jo joacă șoarecele și pisica. Okay. Blocăm intrarea aici, ei încearcă pe partea cealaltă, le blocăm intrarea și dincolo și cumva trebuie să facem un management de criză din punctul ăsta de vedere. Reușim deocamdată, dar personalul nostru, personalul gărzii de mediu, nu a fost calibrat pentru activitatea asta la acest nivel, asta este clar. Mm -hmm. Deci ăștia încearcă să bage foarte multe deșeuri? Da. Reușesc să bage ceva profitând de faptul că garda de mediu nu are... Subdimensionată. Ok. Și de uh, ce nu... E subdimensionată. Ne lipsesc procurorii de mediu specializați. Acel DIM, Direcția de Investigație a Infracționalității de Mediu, pe care încă nu o avem. Și atunci, având doar o mână de procurori de mediu, e relativ greu să faci investigații, să stopezi crimă organizată. Crimă organizată, pe care nu trebuie să spun eu că există, sau Dragoș Pătrarul. Apare frumos acolo în raportul uh, Interpolului, anul trecut, toamnă august uh -huh. 2020, și spune, crimă organizată din România, țările de Est, uh, sunt băieții cu niște guleră scrobite. Ok. Da. Bun, dar și ce e de făcut? Adică, uh, hai să punem presiunea necesară, cum punem presiunea necesară pe autorități, pentru că autoritățile slabe denotă un stat neinteresat, un stat absent, cum îl numesc Acemoglu și Robinson în Coridorul Îngust, un stat cu care alții fac ce vor. Și atunci o... o, care o fac afaceri. Da, o gardă de mediu, corect, o gardă de mediu slabă ă, 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 arată mai degrabă interesul statului pentru a proteja această mafie organizată, nu? A, slabă nu este de azi. Slabă este din modul în care a fost concepută și dotată. Noi nu avem instrumente de măsurare a poluării, de exemplu. Nu avem Corect, dar tocmai asta zic. Eu am scris despre garda de mediu, unde, coșpagă, puteai să faci absolut orice până acum vreo câțiva ani, nu mulți. Puteți să faci absolut orice, mai mult decât atât. Fiind puși politic, toți nemernici ăștia care au condus gărzile de mediu în ultimii 30 de ani... Este evident că uh, uh, suntem prinși într-un uh, cerc de ăsta vicios, pentru că dacă eu îmi pun omul la garda de mediu, nenorocitul care mi-a sprijinit campania electorală cu bani grei, trebuie să lucreze ceva, că are o balastieră, că are o... orice are. El trebuie să lucreze și tu trebuie să-i dai voie, pentru că el a alimentat conturile partidului, sau nu conturile. Ne-a dat nouă banii negri cu care am cumpărat uh, 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 voturile în campanie. Și atunci, atâta timp cât ne învârtim în tâmpenii asta, nu putem face ceva, nu? Da, hai să ne uităm mai bine cum funcționează în alte state. Uh, noi, în garda de mediu, nu avem nemți sau oameni din Suedia perfect din punct de vedere profesional și moral. Avem români. E, dar ce putem să aucem de afară este tocmai tehnologia asta, digitalizarea care să-ți permită uh, sau să scade eroarea umană, să poți uh -huh. vedea uh -huh. ce înseamnă un control și cu imagini satelitare, și cu o dronă, și cu solicitările cetățenilor și petițiile lor care sunt uh, la fiecare ochi, pereche de ochi de comisar în teren, sunt încă o mie de oameni. Care, care pot raporta, raporta uite, da, a da. trecut comisarul Ionescu, s-a făcut că n-a văzut, a mers mai departe. Ei, presiunea asta a crescut fantastic deodată, exponențial. Vorbeam mai devreme, am avut pe garda mediu arongânm.ro, acolo unde recomand să se facă sesizările, 3.000 de sesizări anul trecut. Acum avem 3.000 într-o lună. Iată, nu erau sesizări? Nu știau oamenii de adresa asta sau cineva le ștergea? <laughs> să mor, mă gândesc pur, la orice. Pur și simplu, eu cred că există un fel de transformare puternică în rândul societății, la care nu se aștepta nimeni. Nici eu personal nu anticipam să crească volumul sesizărilor și implicarea civică. Acum presiunea este foarte mare de a avea voluntar de mediu. Voluntar de mediu era așa, o noțiune până acum ceva timp. Acum mm -hmm. se marjează foarte mult din partea societății civile. Vrem să contribuim. E, tu fiind comisar de mediu, dacă ești ok și îți faci treaba, se vede. Dacă faci mizerii, se vede iarăși. Și există și tipul ăsta de presiune pe comisarii de mediu să-și facă treaba corect. Dar avem Cum? nevoie de instrumente, legislație. Ok, sunt de acord. Și aici trebuie pusă presiune. De asta și facem uh, lucrurile astea. Pentru că acești oameni care iau decizii trebuie să fie conștienți că fără niște investiții foarte ca lumea și fără o școlarizare, că întrebarea mea este acum. Uh, cum pot aceiași comisari de mediu, care până acum au pus botul la autorizația lucutare, au, uite ăla la brăila, cu animalele îngropate de la. Dulcea. Tulcea. așa, ah. mă rog, cu, cu animalele îngropate și cu. De, uh, 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 oamenii ăștia au închis ochii 30 de ani, foarte mulți dintre ei. Cum pot acum dintr-o dată să zică, da, frate, mediu e viața mea? nu? Um, eu. Mizez foarte mult că schimbarea asta se produce și în rândul comisarilor care și-au făcut treaba tot timpul, dar au fost ținuți așa, undeva în spate. Sunt foarte mulți comisari în Garda de Mediu, pot să zic că majoritatea din Garda de Mediu și-au făcut treaba. Pe salarii la un nivel extraordinar de scăzut. Asta nu e o scuză. Când, Adi... atent, când intri în garda de mediu, salariul tot de început e 2500 de lei. E ca și cum mai vinde înghețată la colț. Dar nu te oblig. Nu te obligă nimeni, corect. corect. Nu te obligă nimeni. Da. Și au pus, nu știu, efort foarte mare pe banii ăștia mi să meargă peste tot să verifice. Oamenii ăștia au fost ținuți pentru că făceau treaba lor care nu făceau nimic sau care erau doar numiți politic acolo. E, acum, ce am putut eu să fac? Să le dau libertate acestor comisari să-și facă treaba corect și bine, fără să existe nicio intervenție telefonică, exclus orice tip de intervenție, cel puțin din partea mea. Acum trebuie văzut că în teritoriu încă mai sunt comisari numiți politic, destui, șefi șef, de comisariate okay. județene, care au fost puși, mulți dintre ei, să răspundă la un telefon politic. Păi și și trebuie eu... să facem o cernere. Da, dar dacă faceți această cernere a lor și puneți dăștia de la USR, PNL și UDMR, exclus. tot aia e. Exclus. Concurs. exclus, Nu că sunt eu aici. Pe păi concurs poate au dat și ăștia. N-au dat și ei concurs? Ăștia care s cu politici? Um, cercăm să dăm altfel de concurs și luăm în... Păi dacă și ei da. tot altfel au încercat ca să-i da. dea jos pe la alții Dar da. în considerare și activitatea lor. Adică nu mai ai ce să cauți în garda de mediu, clar, când tu deja ai un background care nu te califică, chiar dacă ai mai lucrat în garda de mediu. Dar activitatea ta în baza analizei spune că nu mai ai ce să cauți acolo. Cum? Adică cum arată o analiză? Dar asta la un șef, oricare? Care, de, 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 Facem, care... Hai să spun. Cum? Facem uh, niște controle de fond. Și ok. Am cerut uh, ultimii 2 ani sau 3 ani de activitate. Văd câte solicitări ai avut. Văd cum ai răspuns. Uh, trimit controlare pe teren și văd cum ai uh, sancționat sau nu obiectivele okay. respective. Ai, ai niște fișe de obiectiv și Sper. mi s-a întâmplat da. să descopăr că am avut patru controale la un obiectiv, dar uh, de la primul control până la ultimul n-au sesizat că nu avea aviz de mediu. E primul lucru când te așezi pe scaun mm -hmm. la obiectivul controlat, avizul de mediu, nu? Ok. Există, există și astfel de cazuri și nu -s puține. Okay. Dar le cernem. Bun, asta, aici e o chestie că tot partidul va sări, tot... Care partid? Păi nu știu. Pe cine să sară? Păi uite cum să sare, adică l-am văzut cu numirile politice, da, cu la peste mine tot, adică... nu a existat niciun telefon și chiar dacă va veni la revedere, nu avem ce discuta, ori or mă scoateți de aici, ori mă lăsați să-mi fac treaba, scurt. Ok. Și-mi fac treaba. O cam Bun, e pentru mine o veste extraordinară, de asta am și vrut să avem această discuție, că e, există o gardă de mediu. Eu când am văzut zi, bă, l-au pus spune nebun ăsta la, că te uiți pe cv așa, la, la garda de mediu și zic eu... Nu văd care-i gândirea, dar, mă rog, am văzut și eu o grămadă de tâmpenii făcute de cei de la OSRE cu tot felul de numiri, cu casiere de la hipermarket și așa, în niște funcții de astea, nu ca aia ar fi o meserie aiurea, dar în niște funcții de astea de răspundere la care e clar că nu uh, au calificare și nu se pricep. Dar, mă rog, astea sunt uh, alte cazuri. Dar este bine să aflăm că există o gardă de mediu care nu va răspunde la uh, uh, solicitările politice. Vedem asta când ce o să întâmple mâine, după difuzare, când o să inboxul ul meu o să fie plin de mesaje, așa, și eu o să le dau forward la pe adresa respectivă. V-am întrebat cum au numit, sunteți siguri? A. Ah. Sunteți siguri? Da. Nu. Și politicul și asumă numirea mea, nu? Și condițiile mele sunt clare, fără intervenții. Că nu da, am încă în ultima zi anului nou. Nu de -aia de 20 de ani lucrez pe mediu, nu de-aia mi-am sacrificat niște ani din viață ca să răspund la niște telefoane. Exclus. Mai bine îmi văd altceva decât să, să calc peste mine. Păi bun, poate de-aici vin și solicitările astea multe, că oamenii au văzut, stai bă, că acum chiar da. o fi loc să trimitem aceste solicitări pentru că chiar e Ia acum un om acolo care ne ascultă. Da... Ideea e cum vei face tu să lucrezi, că să-ți schimbă ăștia pe toți, o să-ți ia tot mandatul. Adică să schimbă. Că nu-ți face iluzii că o să stai 10 ani în funcție asta. Nu. Adică trebuie să... Eu muncesc în fiecare zi ca și cum ar fi ultima zi. Aha, aha, ok. Și atunci încerc să găsesc zonele sensibile, acolo unde se au decizii locale și deciziile sunt proaste. Schimb oameni și am început deja să schimb la nivelul comisariatelor județene și chiar numiți politica, așa, fără să aibă un, o, o anvergură în zona de mediu. Încerc foarte mult să motivez oamenii. E important să ai respective, uneltele, dar și starea de spirit e foarte importantă și asta am generat eu, cred, prin acțiunile mele, împreună cu colegii, jandarmeria, poliția, o stare de spirit. Și dacă. De exemplu, acum două luni nu prea auzeai prea multe despre garda de mediu, acum vezi acțiuni mm -hmm. zilnice. Sunt acțiuni care apar mediatic, dar sunt acțiuni pe care nu pot să le dau nici pe Facebook, nici mediatic, pentru că lucrez împreună cu poliția, sunt cazuri care merg cu urmărire penală înainte, se desfășoară anchete. Cu dosare, cu tot. Eu Pol Poluatorii mari. Nu da. vreau să le servez nimic în favoarea lor și mergem cu anchetele înainte. Eu mi-aduc aminte să fie uh, uh, 10 ani de atunci de când am găsit gropile alea imense, făcute uh, pe la Târcșor, pe lângă uh, ploiești, de unde pleca tot pietrișul pentru autostradă. Și acolo s -a, mă rog, s a făcut cu dosar, cu nu știu ce, am fost, am filmat, am primit amenințări. O amenințare a sunat din partea unuia care a ajuns până la urmă la. La pușcărie, o să te omor cu toată familia ta dacă ar fi și ultimul lucru pe care îl fac în viața asta. Amenințare făcută de față cu presa locală, adică nu. Da. da, da. Uh, da. Am trecut și eu uh, uh, Da, da, da. Uh, foarte uh, frumos uh, e. Uh, noi, între timp, am evoluat la alte amenințări, mult mai așa suntem cu Charlie Hebdo, cu tot felul de cu mitraliere, cu tot felul de lucruri. Uh, și a, a, acolo era o, o, o teroare, o nenorocire, o. Nu s-au astupat, nu s-au. Adică. le s-au umplut cu deșeuri. Da. Asta, a asta e o mare problemă. Am și... găsit câteva uh, zone în care inițial au exploatat partea asta de agregate minerale chiar pentru autostradă, uh -huh. le-au umplut cu deșeuri. Uh, era o barieră pe care chiar scria uh, pentru a depozita deșeuri aici și sunați la poliția locală. Pentru a depozita? Pentru a depozita, nu mi-a venit să cred. <laughs> pentru a depozita. Deci cumva poliția locală era intermediarul cu stăia, stăia, ceva. Chitanță, îți dădea ceva. Da, da. și ai, ai, sunat la, la poliția? S-a închis. S-a închis, ah. am sunat la poliția locală, am alergat după mașinile respective, am chemat poliția, nu să se mâncă la garda de mediu, am sesizat garda de mediu, s-au mișcat lucrurile și s-a închis groapa respectivă. Dar găsesc tot felul de grope ascunse, așa, făcute chiar de primari. Uite, mi-aș dori din suflet ca um, oamenii din garda de mediu să nu mai dea cel mai mare quantum de amenzi către primăria care nu-și face treaba, ci către primar. E o mare diferență. Poți să faci asta? Încercăm cumva să, ve să vedem legislativ dacă se poate. Pentru că primăria, de fapt, plătește amenda din banii oamenilor. Ori când plătește primarul, poate nu e capabil să stea pe scaunul de primar. Poate are altceva de făcut și vine altul mai bun și competitiv în locul lui atunci, uh, atunci vei schimbarea cu ochii de la o zi la alta, când uh -huh. plătește primarul din buzunarul lui. Bun. Cum, ce, ce trebuie să facă oamenii? Că iată, mai ales că există această uh, dorință de a uh, face voluntariat pe zona asta de mediu. Oamenii au devenit conștienți de uh, uh, ce se întâmplă. Uh, care e la momentul ăsta cel mai mare factor de poluare? Uh, e vorba de trafic? E vorba de. Um. Hai să zicem la nivel național. Da. Gestionarea deșeurilor. De Gestionarea departe. deșeurilor. Da. Și are un singur antidot. Orice ne închipuim noi, cu orice variante venim din afară, primul lucru pe care trebuie să-l faci, pasul cel mare, primul pas este sortarea gunoiului de acasă. Colectarea selectivă. Adică să pui fracția aia, partea umedă de la mâncare, de la bucătărie, să o pui într-un loc. Să pui plasticul, petul, într-un alt coș, într-o altă pungă, uh -huh. să pui hârtia în altă pungă, sticla, metalul, în pungi diferite. Și ce te faci când vine ăla să culeagă de la... Le pune pe toate. Da? Și le bagă pe toate în și tu stai și te uiți și zici mănuțeruși. Uite, am, am fost uh, acum 2 uh, ani, am stat în, în Italia vreo două săptămâni, într-o casă uh, uh, închiriată și acolo n-au obligat să colectăm cu umed, cu nu știu ce, cu mamă, copiii tot 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 am venit acasă. Băi, să facem și noi așa, da, să colectăm. Faceam o chestie cu două tomberoane, cu nu știu, da, hai, bă, să facem asta. Și când fiimea a văzut, bă, tătă, le a luat palea, că i-a zis la, domne, dar vezi că sunt colectate. Haideți, domnișoare, lăsați vrăjeala." Gata, s-au dus toate și stai și zici, bă, stai că e munca în zadar, adică eu mă simt bine că fac colectare selectivă și ăla nu face deloc. Mai mult decât atât, ăla vine și zice, domnule, eu nu colectez sticlă. Că nu vreau, că nu am, că nu mă, nu știu ce, că orice, da, sau cartonul sau nu. Și ce faci? Adică tu ce opțiune ai, cetățean? Opțiunea este să faci presiune pe primar. Decizia se află tot la primar. El are contractul păi el la salubristul. Păi ăla salubristul zice, băi, am câștigat o licitație și trebuie să strâng eu de la toată lumea, că dacă strângi cu altul, n-ai voie, e ilegal. Da. Ok. Dar contractul este între primărie și salubrist. Așa. De cele mai multe ori. Bun. Și eu ce trebuie să fac? la primărie, că uite, mie și zilele trecute gunoiul mi l-a luat cu tot. Prin legislație, cumva salubristul ăla trebuie să strângă pe fracții. Doar că nimeni nu presează, nici salubristul, nici primăria. Și asta e problema. Și schimbarea vine de la cetățean. În momentul în care cetățeanul îi bate primarului la, uș la ușă și spune unde colectăm pe fracții, trebuie să ne pui la dispoziție uberele astea pentru diferite sortimente de deșeuri? Păi și ăla zice, schimbare. da domne există, uite, în capătul celălalt al localității există treaba asta, du-te și lasă-le acolo. Da, dar trebuie pusă presiune pe primar, pentru că primarul totdeauna va zice, te va costa mai scump dacă facem așa. nu e adevărat. Noi vrem o economie circulară din care uh, sortimentele astea de deșeuri să le uh, băgăm ca materie primă-secundară în economie, dar nu le producem. Și nimeni nu o să investească în economie circulară în România dacă nu are certitudinea care are materia primă, ca în orice țară din lumea asta. Or, noi trebuie să producem materia asta primă pentru economia circulară. Ori când ai pus toate într-un tomberon, toate vor ajunge pe groapa de gunoi. În restul Europei ajung 10-20%. Restul? 10-20%, da. atenție. Și unde suntem noi? Peste 90%. Ajung pe groapa de gunoi, peste 90% din deșeuri. Bun, cum, cum, vrea garda de mediu, cum își propune garda de mediu? La minister am văzut, că era la, de la Ministerul Mediului am văzut, l-am avut și pe domnul Borno aici la emisiune și am arătat gunoiul din spatele Ministerului Mediului. I-ați da. amendat pe atunci? Am fost, a... Hai să revenim un pic la subiect. În București, toate primăriile, indiferent de coloratura politică, și toți salubriștii s-au întrecut în a primi amenzi. Deci de okay. ame cu amenziile i-am umplut până acum. Nu e vreo mare satisfacție, că sunt tot banii contribuabililor. Corect. Dar e o modalitate de a-i pune să lucreze. Pe zona de centură, de exemplu. Uh, am mers din primărie în primărie și am stat la masă și în teren, de fapt, nu la masă, ci în teren mm -hmm. cu primarul, viceprimarul și oamenii de acolo, și uite, strângeți gunoiul ăsta care e imediat lângă șosea de centură sau 200 de metri mai încolo unde intra mașina și a răsturnat și noi vă facem o eșalonare. Dacă voi strângeți, nu venim cu amenzi. Dacă vă opriți, venim cu amenzi. O parte s-au conformat, au început să strângă. Bine de tot, chiar mulți bani sunt implicați în strângerea gunoiului. Motorină, oameni, depozitare. E, altele nu acelea vor primi amenzi. Și cumva jocul ăsta, care nu e chiar fin, dar trebuie să-l faci, îi stimulează pe respectivii să strângă. Por, mă te duci în comunitate și explici. N-a strâns gunoiul, plătiți. Cine plătește nu primarul, ci voi. Și vine presiunea din partea cetățeanului și atunci lucrurile se schimbă. Nu poți să o faci peste noapte, asta e clar. Evident. Mai ales că noi, pentru mediu, nu avem. De, de, pentru că aici totul pleacă de la educație. Adică o, oamenii de la Ministerul Mediului, de Pil Ministerul ar trebui să deruleze programe peste programe în școli, să-i facă pe copii să înțeleagă că dacă copilul își vede părintele aruncând, nu știu, țigara de mașină, ai terminat sticla de cola, o, o, o arunci. Este incredibil. Zilele trecute m-am dus la unul, deci nu nu venea să cred, arunca în parcare. În parcare și aruncat în mașină și mi-a ești cretin cumva, adică, deci, și s uita la mine, pe cuvântul meu s-a uita, deci, în ochii lui, el era șocat, nu și-a pus niciun, niciun, moment problema că el aruncă niște chestii pe jos, și că nu e ok. Dragoș, uite-te în provincie unde oamenii nu-și pun problema să arunce gunoiul în, în din spatele curților. Deci li se pare ceva normal. Ori, da. ori îi dă foc, ori îl aruncă acolo. Și nu aruncă niște lucruri care s-ar duce pe apă, ci aruncă frigidere, aruncă, aruncă nici măcar nu mai mă aruncă bălegarul, aruncă nu știu ce aragaz care nu-i mai trebuie, da, da, oricum da, da, nu da. va pleca dus de apă. E, și dacă ne uităm acum în ultima perioadă la ce au adus viiturile la vale, putem să ne formăm o părere în mare pe care și-o formează și turistul străin, din păcate despre colțul ăsta de rai care Grădina Maicii Domnului. De... Uite, da, exact da. așa arată, da Grădina da. Maicii Domnului. Bun, cum, cum cum facem? Da, sunt mulți copii care vin din urmă, oameni cu grijă față de mediu. Eu am recomandat destule cărți la, la podcastul Vocea Nației și aici, care sunt despre mediu și ce ne așteaptă și ce urmează și cât de nasol e și în ce situație ne aflăm și copiii, am, am, constatat în general copiii, tinerii da. percutează imediat la, la lucrurile în astea. la 41. Uh, de mașini, țevle de eșapament, un copil undeva la 90 ani întreabă mămica lângă mine, mami poluează? Poate nu știa clar ce e termenul acesta, da, 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 poluează, da. poluează, dar știa că aerul, poluarea aerului e o problemă, a văzut probabil de câteva ori la televizor, mm -hmm. a rămas undeva în subconștient. Sau i-a zis învățătoarea cu... ceva la școală că sunt sau, proiecte acum, da. așa? Sau, e o schimbare radicală între generația noastră, a părinților noștri și generația copilor de acum sau a tinerilor. Eu pun toți banii pe generațiile astea. Dar toți banii mei. De ce? Uh, raportat la modul de implicare, e o diferență de la cer la pământ. Uh, raportat la viteza de, uh, de uh, circulație a informației, la viteza cu care ei se adaptează și reacționează. Uite, ce încerc să fac cu garda de mediu este să nu mai fie reactivă, ci proactivă. Uh -huh. Să am niște hărți de risc. Să știi, te aștepți cumva să ai o poluare în zona respectivă. Păi, du-te acolo până să descarce la mașina. Sau dacă a descărcat-o, să nu apuce să. Să dea tot deșeul jos și deja ai confisca mașina și i-ai uh, dat și amenda. L la nivelul ăsta încerci să produci schimbare și are ceva. Efectiv. Dar voi aveți uh, cu ce? Să confiscați mașini? Să... Avem. Uh, adică... parte din cadrul legal. Mai avem nevoie iarăși... Un cadru legal, trebuie să, când ajungi acolo să nu te bată ăia. Tu, comisar de Aici mediu. avem, nu? Foarte mult de, adică, bă, scot de și eu un trancan, zic... o pușcă, uh, ceva. Okay, zic... Bă avem nevoie de un număr de urgență de la garda de mediu să meargă acolo, la 3 noaptea, nu contează. Dar dacă eu trimit două doamne, bine intenționate la 3 noaptea, undeva într-o comună rău famată și nu ai sunat la 112 să meargă și poliția, mi-asum un risc fantastic vis-a-vis de personalul gărzii de mediu pe care în momentul de față nu mi-l pot asuma pentru că suntem sub jumătate și nu pot să-ți asume. Asta știi cum sună? Fii atent că... Da. Bă, dacă eram nu. mai mulți, mai trimiteam să pe câțiva să-i mai bată, să mă... Adapt. Știi ce se întâmplă? Dacă ai Neavând astfel de dăstui. cazuri, oamenii nu mai vor să meargă acolo. Da, 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 am înțeles. Asta, este, asta mm -hmm. se întâmplă, de fapt. Nu mai mergem. Și punct. Știi? Și atunci am nevoie să sun la 112 când ai astfel de cazuri, să meargă poliția, jandarmeria, lucrez foarte bine cu jandarmeria, și, și garda de mediu. Ar mai fi și poliția locală care ar trebui să ne ajute, dar... Sunt puține cazurile în care găsim sprijin din partea poliției locale. Pentru că majoritatea primărilor au genul ăsta de depozitări la limita legii sau ilegale. Ilegale cu totul. Păcând, da. du acolo. Da. Unde? Vă să construiesc case? băie e un loc pe câmp unde duce toată lumea. Și, în bună înțelegere, lăsăm acolo... Asupra, nu contează. Da, da, da. Și asta. da, da, da. Nu da. se mai vede din satelit. Da. Sau îl lasă chiar așa. Eu am văzut în apropierea locului în care stau eu acum, m-am -am crucit, am făcut odată, nu spre stradă, am făcut în partea altă spre, spre câmp. Ai am un ce acolo. Da, da, am un ce era acolo, nu știe da. nimeni. Nu... Bun, ce are de făcut un cetățean în astfel de, de situații? Adică un om care vede o poloare, nu știu... Da, depinde și de natura poluării. Dacă vezi o ardere ilegală, dacă vezi o poluare la care trebuie intervenit imediat, e bine să sun la 112. De ce? Pentru că nu vine doar garda de mediu, mai vin jandarmii, poliția, pompieri, în funcție de natura incidentului, mai vin și alte instituții ale statului. Da, dar e teama asta că te amendează ea de la 112 dacă nu, e, dacă nu se confirmă sau dacă... Că tu, tu nu știi să zici... De exemplu, tu vezi că la ora finărie... Dau un exemplu, da? treci pe lângă brazi și vezi că e, sau treci pe lângă, nu știu, pe, da. astea care sunt la Făgăraș, la peste tot, în țară, la Timișoara, la, la Iași. De la... la tip de poluare, pe care, pe care subliniez, să zicem așa, printr-o sesizare. Garda Mediu, Aron, .ro. Ok. Am rugat pe toată lumea să țină minte... GNM? GNM, de la Garda Națională de Mediu. Bă, ce de-astea aveți... La... Nu se poate face o chestie simplă, adică... Dacă m a întrebat pe mine, ar, trebuit, scuze, ar trebui să avem cumva un 113. A, un număr, da. Stii? Da, 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 -ai da. da. o permanență. Să uh, niște oameni care răspund 24 din 24, pot uh, să-ți încadreze cumva fapta respectivă, să-și dea seama dacă e o poluare accidentală, dacă e una masivă, una majoră sau una minoră, dacă trebuie să meargă poliția acolo sau nu. Uh, amplitudinea fenomenului. dacă eu... Un specialist care să spună și care exact. să știe. Domne, vezi că ăla la rafinărie cea de-a cu vestul de e abur, nu e da. poluare. Da. Că tu nu știi. Cetul... Tu treci și zici, mamă, ce da. e aici, frate? Domnul, și ăla zice, băi, abur, nu e nimic, da. nu iese nimic. Nu. Da, din da, părânt, da, da. Atâta da, timp da. toată lumea a dat vina pe ceturi, că ca, ceturi care scot aburi. Dar nimeni nu vedea la 2 km dincolo de ceturi, 20 de sau nu. Se sizau 20 de incendii în care ardeau cabluri, știi? Mm -hmm. Nu ce tu scotea uh, mirosul la pestil pestilențial și poluarea cu PM10, PM2,5. Apropo de incendierile astea, uh, că, și zice că nebunul ăla de la gardă. Toată lumea cea că nebunul ăla care uh, dă vina pe câteva incendieri vis-a-vis -vis de poluarea Bucureștiului. Nu, no, prin analiză simplă, dacă documentăm cazurile de acum 2 ani, 3 ani, anul trecut, cu faptul că nu au mai fost arderi în zona Sintej, Vidra și Glina, în sudul Bucureștiului, atunci aveam depășiri de 10-12 ori, acum avem depășiri de 2 ori, când mai avem depășiri, sau maxim de 3 ori. Asta este ponderea incendiilor respective. Și a fost o luptă fantastică pe comunitățile de acolo să-i facem să se oprească. Pur și simplu am stat în, pe capul lor, ne întrerup zi de zi, și în weekend, și dimineața, și la prânz și seara, cu jandarmi și le mulțumesc foarte mult, până au venit ei și l au tras de mâneca acum 200 ani, și au gata, nu vă mai vrem, nu vă mai iubim, plecați de aici. Ce dați la schimb? Nu mai incendiem. Bun, hai să facem. Ne-am mai confiscat și câte o mașină de cupru, mm -hmm. zis, gata la pace, avem noi, uh, comunitatea noastră, grijă să nu se mai întâmple astfel de lucruri. Se întâmplă accidental și atunci imediat merge. Păi avem un deal. Nu mai arde nimic, nu mai afumăm Bucureștiul. Pentru că ignoranța, de fapt, aparține, ne aparține. 30 de ani noi am ignorat comunitățile respective. Bun. Ultra sărace. Da, asta că ai făcut-o aici, în țară? Mergi în țară, cât pot de mult. Dar. Eu, eu știu ce nu mai vreau. Și alte vreau. autorități care se da, implică. Dar da, ce nu mai vreau eu? Eu nu mai vreau ca funcționarea unei instituții din România să depindă, de depindă de persoană. un om, da. Adică sau adică, de... eu nu mai vreau, că tu, tu nu mai ești mâine sau altcineva, da? Și nu se mai face nimic. Nu, nu e ok. Instituția nu e okay. Aia trebuie să da. funcționeze Asta... și fără șef. Corect, corect. Asta îmi doresc și lucrez la aspectul digitalizării, în care să ai informație care să-ți vină, independent de voința mea, să fie triată pe niște câmpuri, să ajungă la garda de mediu, garda să fie cumva obligată să vezi acolo un desfășurător. Nu știu, ministrul să vadă din două clicuri toată activitatea gardii, să fie transparentă. Presa să vadă asta asta. Adică eu dacă vreau să scriu un articol despre poluarea, nu știu cuiva, un mare poluator, da. ia să vă mă, ce face ăsta? Poate trebuie să am niște date. Da. Eu n-am absolut... obiectivul. obiectivul, da. uite de câte ori a poluat, cum a poluat. Ce au făcut autoritățile statului? Garda. Uh, adică există treburile alea, mă uitam, am, am scris mult în trecut și despre rafinării și altele și ce facă și își măsoară singur. Cum adică își măsoară singur? Păi ăla nu... Cum, cum? Da, că e o chestie. O... Despre ce vorbim? Eu trec mâine în zona de um, civică, nu? Neluptător mm -hmm. civic. Da. Păi ce lasă în urma mea? Că mă întorc chiar de unde am plecat, mă rupt, iarăși cu morile de vânt. Eu sunt primul care îmi doresc să există o schimbare Dacă tot am încă bătaie și porm am ajuns aici, hai să rămână ceva Să mă pot agăța când devin uh, uh, Un activist civic Să rămână ceva acolo Să am un sistem care să funcționeze Independent de cine este la putere uh -huh. ca deci Și atunci te la ăștia Băi, salarii mari la oameni Adică atunci când trimiți uh, pe cineva Care are 2500 de lei salarii Nu salarii mari, uh, măcar salarii medii Pentru că sunt foarte mici Mici. Nu, dar da, eu spune vreau când sun la garda de mediu să pot să-i zic lui la, bă, morții tăi, vezi că ai 3000 de euro salariu, da? Adică n-ai cum să o zici, pasta ca așa. Nu 3000 de lei. Da, da, nu 3000 de lei, du-te și rezolvă problema. Că da. la când zice, bă, mâncă, am 2000, nici n-am cu ce să ajung acolo, frate. Că n-am nici mașină, am și salariu mic, ne-am depășit norma de motorină și cine știe ce mai zice acolo. N-am nici pasta la pic să scriu o amendă. Că normal că pe ăla îl cumpără. Că n e om și la vine și zice bă, taci din gura Numai aici cumpără, și... Nu mai cumpără, pleacă el. De, de, rotația Sau... e atât de mare încât a. A, a, ajung oameni în garda de mediu, nu mai sunt oameni care să zic nu mai vin pe banii ăștia. Scurt. Corec. Nu, mai vin. Și atunci Corec. vin niște oameni, o iau ca pe o rampă de lansare să-și caute ceva între timp și pleacă. Și tu ai investit cumva, dacă a pus să investești în omul respectiv... Tot în ai pierdut, exact cum investim noi în învățământ, de exemplu, și pleacă toți afară, știi? Da. Ai pierdut o investiție și noi pierdem investițiile astea în mod curent, a devenit un modus operandi, ceea ce nu e ok. Okay. Da, dar la fel, e, lumea consideră cumva neimportant, adică sunt instituții importante. Uite, salariile medicilor. Bă, ok, sunt foarte importante salariile medicilor. S-au mărit. Salariile profesorilor. S-au mărit și ele. Nu mai sunt salarii de... Ok, sunt în continuare unele foarte mici. Încadrarea la un învățător care ajunge undeva pe la țară e în continuare foarte, foarte mică. Ăla îi, îi trebuie toate ouăle pe care le aduc părinții, toți puii, toată ca să se întrețină. Dar... Există aceste domenii, uite, antrenori de sport, gardă de mediu, toate care sunt extraordinar de importante pentru sănătatea noastră a tuturor. Nu? București. Statistica europeană. Nivelul de viață. Nivelul de viață. Nu. Speranța. Speranța de viață e cu patru ani mai mică. Da, am văzut. Păi, ce faci? Te târguiești? Mai trăiesc un an? Mai investim un pic în garda de mediu? Mai prindea pe 3-4 care poluează masiv peste București? Le mai dăm 5% la salarii, dar nu le dăm nicio ustensilă? Nu, trebuie să ai o vedere de ansamblu big picture, să vezi unde vreau să ajung eu cu instituția asta peste patru ani. Cum sunt instituțiile similare de afară? Păi și ce ți-a ți zis Câțu? Ce ți-a zis guvernul, nu știu ăștia, ministru? Bă, cum facem Uite, asta? Uite, cu ministrul am o relație destul de bună, înțelege da? amploarea poluării din România. E unul din puținii miniștri care au trecut pe la mediu și au înțeles lucrul ăsta, din punctul meu de vedere. Okay. Nu vreau să-l pigulesc, dar omul înțelege. Și fie că mare niște ani, mulți, de trăit în față. Ori dacă îi trăiește aici, în poluarea asta, nu e ok, ți se mișoază. Și avem dealul ăsta de hai vino cu, cu o reformă, vino să vedem niște, cu niște dotări și mergem mai departe și vedem ce putem face într-un ritm aler, pentru că și Europa e cu ochii pe noi. Uite, vis a -vis de dronele astea de care zic că le luăm. Când am avut poluare, episodul de poluare anul trecut, îi dau un mesaj ministrului, Alexe. Domnul ministru, dimineața să vă pregătiți un discurs că avem o poluare masivă și trebuie să scoateți ceva. Mă sună pe la 10 jumate și mă întreabă, din câte mă ce am de făcut. Păi uite, cum drone investești în aia, facea ai nevoie de un sistem digitalizat ca să ai o mapare a poluării în România. Omul a fost ok până într-un punct, a zis, da, cum să nu facem, dar nu am bifat acolo în căsuțe achiziția de drone. Acum o achiziționăm. Mai cumpărăm niște radare mobile, niște scanere să vedem ce într-un container, că avem o presiune fantastică la graniță, container și transportul de, de deșeuri. Dar eu mă aștept să existe niște o finanțare cu un buget mai substanțial, sincer. Deci, cu cârpeli nu ajungem departe. Cu mai dăm un pic de bănuți. Ai nevoie să te uiți la Italia. Aia sunt o, o forță. Cum e poliția în Italia? Asta când ți-au venit ea de la mediu, da. ești tud, S-a da, terminat da, a jaca. Da, ești, da, ești... Da, da. Ai greșit, Da, -ai pentru plătit. că te duci la pușcărie. Da. Adică nu doar că plătești, bă, te duci la pârnaie, că despre asta e vorba. Da. Uite, schimbarea unor fapte care au caracter uh, contravențional în infracțiuni. Dacă ai răsurnat un camion în Marea Britanie de deșeuri, aiurea pe câmp, nu aștept să plătești oameni. amendă, o plătești pe aia, 50.000 de euro. sau mm -hmm. da, ajungi la... Mititica. Rău. Da. A, a, asta e problema. Pentru că până nu va exista această frică, pentru că noi cu mediul ce unde ducem astea? Lasă-mă cum mă ocup eu. Bă, stai puțin, nu e, nu e, ok, nu e în regulă. Cât timp vom accepta asta și facem chestiile astea, nu e, nu e, deloc în regulă. Eu parez că lucrurile se schimbă cu o viteză fantastică la presiunea oamenilor. Aici e marea schimbare, vine de jos. Uh clasa politică poate să zică, da, uite, facem noi sau face Berceanu sau nu. Nu, Berceanu e cel care împinge de la spate, ci oamenii care pun presiune și care deja au zis, băi, gata, ne ajunge nu mai vrem. că adică, ieși din țară și vezi că totul e verde în jurul tău și curat, intri în România și nebunești. În trei zile ai nevoie ca să-ți revii. Atât de mare e șocul. Or, eu cred că din partea asta oamenilor e presiunea cea mai mare și o stimulez cât pot eu de mult cu fiecare activitate. De fapt, interesul meu este să setez un trend. Dacă l-am setat, oricine vine la putere nu mai poate da. să... Da, pe de altă parte, mie mi se par absolut stupide acele acțiuni. Am mai văzut uh, organizate de vine primarul și uh, a, sunt stupide astea. cum mergem să plantăm trei copaci, nu știu ce, din partea politicienilor, nu mai zic. Dar sunt stupide astea. Merge vine primarul și vin unii care sunt voluntari și azi adunăm gunoi. Păi nu despre asta e vorba. Adică a, asta e o tâmpenie, e incredibilă, o chestie de PR, o, da. o, o, o mizerie. Nu gust așa ceva. Nu gust, pur și simplu. Vreau să plantez. Plantez. Am plantat 8 hectare în sectorul 6. Mănuțele mm -hmm. cu alți voluntari am plantat fără să trâmbițăm, am primit niște bănuți, ne-am dus, să am cumpărat puieți, am plantat. Chiar dacă plantaia respectivă e așa, pe terenul primării, care l-a lăsat miriște 30 de ani, știi? Dar m-a tolerat. A zis, oricum trebuia să facem noi asta de mulți ani. Dacă okay. vrei să o faci tu, foaș și e bine. Deci cum trebuie să arate presiunea cetățeanului de oriunde din țară? pe primarul localității respective. Că nu, domne am venit, sunt și eu voluntar și ăla te trimite, hai mă, strânge niște gunoi. E atât de simplu, Dragoș, atât de zi. simplu. Dacă în weekend ți copii și soția și ai luat trei saci și ai umplut și ai lăsat pe marginea drumului să vadă primarul, dacă 10% sau 5% din oamenii din localitatea respectivă fac asta, presiunea e deja foarte mare. este setat un trend pe... pe păi so nu că la zice, las mă, că au făcut cetățenii. Primarul zice, lasă mă că au făcut ăia, voluntari. Nu. Nu? Nu se întâmplă așa. În realitate, presiunea... Păi ăla poate știe poate... că el cumpără, că manevrează și ajutoarele sociale de la unii și ajutorul de lemne și nu știu ce și oricum iese primar. Asta schimbă cu totul și regula jocului și modul în care se raportează primarii. Dacă cetățeanul... Mulți nu ies de rușine. Cum să strâng eu gunoiul după altul? Strângerea e cea mai mare schimbare pe care o poți produce. Și cu tine, și cu comunitatea din jurul tău. Strânge, nu știu, un săculeț, atât e ca om. Ce vrei tu? Strânge și arată că ai făcut gestul ăsta ca să ieși din paradigma asta în care toți spunem ne este rușine păi să. Păi e facem gunoi ceva. peste tot, degeaba strângi un sac. Cu atât mai Poate am... să-l strângi și să-i pun primarului pe masă. Bă, asta. Apreciez dacă se întâmplă. <laughs> adică să aibă un... Eu cred într-o organizare de-asta care să aibă efect. Asta cu strânsul de trei sași de gunoi și pus acolo e ca asta cu petițiile online. N-are absolut niciun efect. La mine are. A. La mine. Hai să zicem că e excepție. Dar la mine chiar petițiile astea care vin așa în cascadă au produs efect. Da? Sau, Da, se mobilizează primarii, cetățenii, e subiect de discuție și de ceartă în consiliile locale, în ședințele consiliilor locale. Până acum nici nu exista subiectul. Vorbeam de poluare. Păi acum trei ani aveam cu cine să vorbesc de poluare până să apară senzorii. Deci a lumea că dacă vorbeam de poluare. Acum este în top 5 subiecte când vorbim așa de ce vrea cetățeanul, nu? Uite că s-a produs schimbarea asta. Acum nu ne imaginăm astăzi că cetățeanul care iese să strângă niște deșeuri și colectează selectiv și face lucrurile astea mărunte, ar avea vreo putere. E Să vedem peste trei ani. Eu pariez că produce un efect fantastic în cascadă de domino vis-a-vis -vis de autoritatea publică locală, că acolo este miezul problemei. Ok, și, și oamenii să pună presiune și pe cel care strânge deșeurile, nu? Categoric. Cumva. Da. Ok. Om, uh... Cumva uh, și-a derogat responsabilitatea cetățeanului. E treaba primarului, e treaba salubristului ce face. Dar nu e așa, e treaba mea în primul rând, că okay. gunoiul la imediat la nas. Naștere... Poluarea asta cu coșurile de fum și cu ce arde cetățeanul da. ca să se încălzească, cât de gravă e? Gravă. A apărut deja studii științifice, nu avem doar noi, Eu Au toate capitalele mari, de la Amsterdam, Viena, Budapesta, în Londra nu mai există așa ceva, mm -hmm. dar în partea la, asta... de la Amsterdam, cred că și de la iarbă. Nu știu, dar au problema asta. Așa, okay. au problema asta. De ce? Pentru că n ar fi o. Uh, unei să bagi lemn, dar ai noștri nu mai bagă de ceva timp lemn. Lemnul nu s-a scumpit și atunci a devenit a apărut o industrie paralelă cu deșeurile din mobilă, de plastic care pot fi arse, care sunt la jumătate de preț. Și mașina salubristului pleacă dimineața cu deșeurile, se întoarce seara cu bucăți de mobilă care ajung mm -hmm. în sobe. E... Comparativ, e între 100 și 1000 de ori mai nociv. Palul PFL-ul ăla băgat în sobă. Am fost prin București până să ajung aici ca să. Am lucrat pe o companie de taximetrie de asta alternativă Așa. și am făcut tot Bucureștiul, cap coadă, străduțe, știu, știu la bucățică cine mm -hmm. ce arde, care e micropoluarea. Pentru că dacă ai doar două sobe de tipul ăsta într-un vart, vartal de blocuri, unde nu circulă aerul, e dezastru. E, și autoritățile au zis, dar ce, domne, că oamenii săraci da, poluarea, două sobe afumă 200 de apartamente. Și atunci trebuie să intervenim aici. Am, am mers pe partea cu, hai să facem rabla pentru sobe. E importantă pentru noi, ca naține, pentru că suntem săraci. Și atunci dacă facem partea asta de rabla pentru sobe, și randamentul caloric e mult mai mare și arzi mai puțin, suntem 3 milioane și ceva de gospodării care ard lemn în România. Mm -hmm. Și cumva, poluarea nu poate fi privită doar din punctul de vedere al gărzii de mediu sau a unei Corect. instituții sau Ministerul Mediului. Nu, e destul de amplă și combaterea crimei organizate și problemele sociale. Pentru că am zone unde se depozitează angro deșeuri, dar nu trece niciun pe acolo să ridice deșeurile. Avem zona Sintești, unde mă rog la, la guvernanță să meargă o singură dată măcar acolo, să stea de vorbă cu oamenii. La 6 km de București, ai o pădure de cabluri care îți atârnă de la iluminatul public, singura sursă de curent, nu ai absolut niciun drum, nu ai canalizare, nu ai apă nu ai serviciile la minime. Dacă aici nu reușești să faci ceva la 6 km de București, la 100 kilometri, ce faci? De asta cumva m-am focusat pe bucățica asta. Dacă am aici o cheie de succes, pot să, 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 să o întind la restul țării, să, dau un, să vin cu un model. Și punctual încerc să generez un model de succes într-o parte, un altul, în altă parte și cumva să fie inspirațional și pentru Garda de Mediu, dar și pentru alte instituții lupt pentru asta, să vedem ce iese. <laughs> Eu zic așa că nu o să stai prea mult, adică o să fie o chestie. O să ți se găsească până la 10, nu? Da, da, nu știu, eu cred că nu o să stai foarte mult, uh, pentru că uh, ok, sunt de acord că oamenii se schimbă, că oamenii au început să înțeleagă pericolul, că oamenii au început să fie mai grijului cu mediul, deși dacă te uiți după o sărbătoare de asta ce rămâne până uh, 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 cum câmpenească. Da, 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 după așa uh, înțelegi că de fapt foarte, foarte mulți oameni n-au niciun fel mm, de Uite, uh, s-au schimbat. Am fost la vama veche. De 1 mai. M-am dus, m-am urcat în mașină, am luat plajele la rând să vedem ce se întâmplă. Toată lumea era la Vama Veche. Mă duc chiar așa acolo. Nu era, era toată lumea. Mă rog, sunt Da, erau niște zeci de mii de oameni. Ok, Dezeci da. De mii de așa oameni. de mult. Da. 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 Mi-aș fi dorit la Vama Veche să merg și să vorbesc cu cât mai mulți oameni. Uite, băi, asta vrem să facem, să colectăm selectiv, să strângi tu gunoiul, să fim un pic... Și am spus că mă întorc. Autoritatea locală dimineața a fost foarte activă pe 2 mai. Au început să împartă sa, să vorbească cu oamenii respectivi. Deci, cumva, există, există uh -huh. un eco. Ecou, ecou ăsta cum prinde dimensiune din ce în ce mai mare. Chiar dacă noi, poate, tu ești pesimist sau rezervat, optimist, rezervat, uh -huh. eu sunt foarte optimist din punctul ăsta de vedere. Se schimbă societatea cu o viteză pe care aproape că nu avem uh, capacitatea să, să o simțim. Bun, să, să fie. Acum, deci încă o dată adresa în la care trebuie trimitorul. Garda Mediu Arond Gnm. Ro. Garda Mediu Arond Gnm. Ok? Să vedem, pentru că cred că sunt foarte multe locuri. În care, adică, eu primesc o grămadă de astfel de, de sesizări la redacție cu probleme în care primarul protejează. Uh, sunt o mulțime de localități în care poluarea este protejată, practic, de, de autorități. Și, da, ajungi la garda de mediu. Da, asta unde, am constatat și eu. Unde nu ți se răspunde? E ca la oficiul pentru protecția consumatorului. E aceeași chestie. Adică sunt două instituții care ar trebui să lucreze foarte mult în interesul cetățeanului și, din păcate, fie n-au resurse, fie n-au dorința să o facă. Eu îmi doresc foarte mult, de exemplu, să am un număr afișat. Am spus un 113. Da. Uh, am încercat de mai multe ori să văd cum pot face managementul unui un, astfel de informații? Ce se întâmplă? Pe 112, uh, cumva, există un control al celui care îți furnizează informația. Uh, dacă nu am controlul ăsta, când sunt, de exemplu, pe niște arderi care, din sudul Bucureștiului, primesc telefoane, vezi că în nord, îmi trebuie o oră ca să ajung acolo, ca să arce ceva, îți trebuie 15 minute și mă deplasez până acolo și, de fapt, în momentul în care am plecat, au început să ardă în sud. Mm -hmm. cablurile respective și asta mi s-a întâmplat deja, am trecut oh. prin procesul ăsta și ei sunt jmecherași inventivi da, da, și da, 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 da. de asta e important să înțeleagă cetățeanul că uh, sunând la 112 am și eu un control al celui care îmi livrează informația Și uh, îi asigur tu pe oameni că nu primesc amenzi? Uh, pentru tot aceste au... sesizări? Eu nu, nu am cum să asigur în numele păi, Asta e problema, că ni se spune nu mai sunați la 112 pentru toate prostiile da, nu mai sunați pentru toate prostile, dar pentru toate prostile de mediu faceți o sesizare pe garda-mediu@romgnm.ro. Ok, da. Ceea ce fac și aia care sau acum deja când vă anunță de noi plecați în sud. Uh, Am prins și noi și deja avem două echipe care Aha, se care, rotesc. Care, da? care se rotesc. Între timp, da. Uh, da. Super ok. Uh, noi terminăm dialogurile aici cu un cadou. E vorba de o carte și uh, cartea este pentru tine lingura care dispare. Sam Keen. Mulțumesc foarte mult. Da, irezistibilă scrie aici. Da, e, eh, trebuie să fie o ceva. Și am mai subțirică. Așa. Ghide bune practici privind adaptarea la schimbările climatice și de mediu. Ok, da. Și autor român. Bun. În viață. Da. <laughs> da. <laughs> și asta e, a, a, asta, e un ghid așa pe da, care să-l... Da, un ghid care îți dă o imagine a ceea ce se întâmplă astăzi. Ok. Și, și uh, ne și vreau. învață ceva? Da, da, pentru că sunt se numește ghid. Este bune practici așa. Grosomodo vorbind, spunea. aia și așa, și ar aia trebuie să faceți voi, În e prea târziu. În aceste situații. Deci de la voi autorități sau voi cetățeni? Uh, voi oameni din zona de științific. Aha, da. Am înțeles, am cu înțeles. Cu date, cu date. Da, 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 am înțeles. Nu, dar ce să facă oamenii? ce pot face, da. ce poate face e fiecare un fel cetățean, de nu? Mic abecedar, dar okay. și dacă poți transforma informația de aici într-o informație ușor accesibilă pentru copii, mm -hmm. iarăși. Ok, e bine. super. Bine. Mersi mult. Cu drag. Nu mai bine. Baftă multă. Baftă facem, mult. facem, <laughs> facem, dacă nu găsim. Să vedem. <laughs> Mersi mult și eu. Să avem pardon, am avut și ghinion ereditar Avem o gaură în buzunar Dar progresăm Încet, încet poți emigrăm Mai bine venetici Decât argați la securi.